anunul care detonează alegerile FRF, poi chiar prin buletinul gata votat. Atac dur la adresa unui angajat al Federației. FRF în subliniere i alege astăzi noul presubliniere dinte, Răzvan Burleanu, Ion Clupescu, Marcel Pu subliniere ca subliniere subliniere Ilie Dr. Gan sunt cei patru candidați, iar acești subliniere tia vor fi votați în cadrul adunării generale a forului de la Casa Fotbalului, care începe la ora 1100. Cristi Balaj, președinte AŞF Maramureș susținător declarat al lui Ionul Pescu, a făcut declarații incredibile înainte de alegerile pentru FIA Federației Române de Fotbal. Din câte am auzit, există riscul ca votanii să meargă să voteze în alt camer. Pe traseu pot fi persoane care organizează alegerile, i se pot întâmpla multe. Comisia de validare a voturilor este alcătuită din persoane numite de secretarul general al FRF. Se pot întâmpla foarte multe, chiar se primește un buletin de vot gata tampilat, a spus Cristi Balaj la DigiSport. Fostul arbitru l-a criticat pe fostul fotbalist Ion Giolgu, actual manager al departamentului scouting din cadrul FRF. Sunt dezamăgit profund. Merit tot respectul pentru ce a făcut ca fotbalist. Dar este reprobabil să te compromiți să accepti să primești atribuții care nu au legătură cu dezvoltarea fotbalului. După voturi. A stat cu oameni de la cluburi la anumite turnee, le-a promis celei jucătorii la național. Umbla după voturi adeziuni, a adugat Cristi Balaj.